Eh, mi si è detto che gli antennori hanno eh, voluto più indipendenza di gestire. Io non ho obbligato nessun antennore a fare come gli ho detto Il mio ruolo era, mi ha altor di lui, a insieme aiutare i bambini a svolgere. Con queste idee, con queste eh, tracce, di esperienza, di conoscenze. Din conoscenze Cineva de acolo avea numai în ganduri ca se conduce altfel. Te referi e, la jambazi. Nu, Giambazi. Nu El, Giambazi. Giambazi este, era președinte acolo. Sunt alte persoane care ideea lor e, mi s-a spus un moment dat că eu am făcut o ședință într-un vestiar cu o echipă unde apărut niște probleme între echipa și antrenor. Da. Da? Atunci am vrut să să, să, să me dau seama, adevărat, dacă era tot echipa care avea acest subiect împotriva antrenorului, sau erau numai două, trei jucători pe care el nu îi baga la joc. Eram în aceste ședințe, am dat copii, au început să se deschidă pentru că avea tema de asta. nu am zis, domnule, noi avem, trebuie să avem o, o, o discuție pentru că eu vreau să aflu. Da. Dacă pot să vă ajut și pe voi, trebuie să ajut și antrenorul, că Eu vreau să se facem ceva în comun, nu să uh -huh. se rupe mai O persoană acolo uh, a intrat în vestiar, eu l-am rugat să ne lasă singuri să discutăm uh, aceste subiect, pentru că dacă persoana respectivă ar fi stat acolo, copiii nu mai. E. Deschide eu subiectul. Iar am fost temă. inhibați de prezența respectivă. Exact. I-am zis, te frumos. mi-a zis, de ce trebuie să nu stau aici? I-am zis, pentru că vreau să termine discuția individuală, da? că am început cu, cu jucători. El m-a așteptat afară. În momentul în care am ieșit, persoana asta eh, respectivă, nu vreau să fac numele pentru că nu vreau să dau multă importanță, okay. avea, eh, nu avea niciun rol eh, scris pe hârtie acolo. Ah. Nu avea un rol. Dar cine era? Nu, avea un rol Dar scris pe cartier. Dar vreo legătură... Probabil de rudenie. De rudenie. Da, da. Da. Ah. Atunci, zis, el m-a zis că e, e, ședințe personale cu echipa îi fac acasă la mine. Așa ți-a spus? Da. Eu ah. i-am zis, nu, eu i-am zis, îmi pare rău pentru tine, wow. casa mea e aici, a ul Pentru că ce am făcut eu pe echipa asta, nu l-a făcut nimeni la sector de tine și juniori. Sacrificiu, munca depusă, că eu am pus acolo, dar nu l fac făcut nimeni. De stai puțin. Asta e casa mea. Că, lasă -mă să, mi se pare absurd. Absurd, da, da. da, Adică cineva care nu avea niciun rol pe hârtie la FSB, da. niciun rol, deci da. nu avea nicio funcție da. oficială în club, da. ți-a zis că dacă vrei să faci ședințe cu copiii, să le faci la tine acasă. Exact. Personal. Exact. Wow. Exact. E, e asta a fost, fost, momentul care... No, asta a fost un moment care, bineînțeles, că e, persoana respectivă a devenit dușman pe viață în, în această situație, până când am ajuns că nu mai se putea continua, da? e, cu tot fel de manipulare care s-a făcut, eu, am reținut e, important e, și ei erau de acord, că nu, nu era potrivit -o pentru ei, ei aveau nevoie de altceva, nu? Am plecat de acolo, în momentul în care am plecat, i-am scris. Pentru că știu că Gigi la telefon te ascultă sau nu te ascultă. A, e am scris să nu te Un email. Da? Uh -huh. I-am scris un e-mail unde i-am clarificat totul, ceea ce s-a întâmplat acolo, ceea ce se întâmpla acolo și. Care era cel mai grav lucru pe care îl semnă la ei. din punctul tău de vedere? Dacă poți să divulgi din scrisoarea Be, pe care. Stați un pic. E, e, primul lucru, da? Persoana mai potrivită, da? Și care are experiența, e, cunoștințele și. Licența de antrenor era mea acolo. Da. Da? Alte persoane nu aveau nicio licență ce. Atunci, cu ce autoritate voi vorbiți despre fotbal, ca nu aveți nicio experiență, licență și cunoștință? Stai puțin, să mă să înțeleg un pic. Erau și antrenori care nu aveau licență? Nu, 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 conducătorii. Ok, de la ok, ok, la... okay, okay. gata. Am înțeles. Da? E, e, ei aveau nevoie. E, pot să spun că și multe antrenori au plecat de acolo pentru că nu aveau această idee, nu se potrivea cu ideea care. Adică au, nu erau ei. doar executori de ordine, nu voiau să fie doar executori exact, de ordine. Exact, exact. Nu, nu erau e, doar executori de ordine. Atunci, situație S-au folosit și de niște antrenori, da? E, ca să abia niște declarații împotriva cineva, după care i-au dat afară și, și ei. Bine, asta nu era problema. Problema era viziune. come si conduce eh, un settore di tine e juniori, da, in comparazione con persone che avevano un'idea personale, da, che era forte detaciata da ciò de che è football juvenile.